Primăria Pitești a decis să lanseze un concurs menit să ajute la promovarea imaginii municipiului, dar și să aducă în prim plan aspecte mai puțin cunoscute din viața urbei. Primăria va acorda și premii în bani pentru cele mai valoroase fotografii și filme. Și rog pe cei care dețin fotografii, și o să vă spun și de ce natură, sau filme, sau documente, să vină, le depun la Centrul de Informații pentru Cetățeni, înregistrate tot, și va fi o comisie care le va evalua. Vor fi mai multe paliere de concurs, respectiv Piteștiul, Orașul Alelelor, Piteștiul, Orașul Verde, Orașul Vechi și Orașul Interbelic. Piteștiul Vechi. Deci, ce imagini avem cu cele mai vechi imagini din Pitești? Sigur că avem imagini și imaginea unor clădiri vechi acum, dar pe noi ne interesează imagini din 1000, de exemplu, din Piteștiul Interbelic. Imagini. Calea București cum arăta, cum arăta Strada Mare, că nu arăta așa. Filmele și fotografiile trebuie depuse la primărie, acolo unde vor fi înregistrate, evaluate și clasificate, iar cele mai interesante vor fi și premiate.